discuție uriașă făcută de premierul Viorica Dăncilă cu puțin timp înainte de începerea votului pe buget. Potrivit șefului ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, prim-ministrul este de acord să renunțe la acea taxă de 2% pentru companiile din domeniul energetic, introdusă prin controversata ordonanță 114. Discuțiile au avut loc în contextul în care cei de la ALDE și-au arătat nemulțumirea în ultima perioadă față de acest nou bir pentru oamenii de afaceri. Cu mai multe informații vine colega mea, Oana Iancu. Oana, bun găsit, te rog să ne explici pentru început care este situația, cum s-a ajuns la această concesie și ce impact ar putea avea, bineînțeles, această renunțare asupra bugetului României pe 2019. Bun găsit! Totul se întâmplă chiar acum, în aceste momente, Călin Popescu-Tăriceanu discută cu reprezentanții mai multor companii din domeniul energiei și la începutul acestei întâlniri, așa cum ai punctat și tu, iată că a spus acest lucru, faptul că se gândește și ia în calcul renunțarea la această taxă de 2% și că înainte de această întâlnire chiar ar fi discutat cu premierul Viorica Dăncilă despre această eliminare și premierul recunoscând că într-adevăr este vorba despre o taxă excesivă. Rămâne de văzut așadar cum vor decurge aceste discuții și ce concluzii vom avea la final, căci iată că Călin Popescu-Tăriceanu împreună cu ministrul energiei vor face declarații la sfârșit. Doamna prim-ministru a consimțit că această taxă este excesivă. Că este excesivă și trebuie să analizăm și cel mai probabil o să renunțăm la această taxă de 2%.